Metropola, gigantul care unește contrastele. Locul unde soarele obosit de atâta agitație se grăbește la culcare în spatele blocurilor în fiecare seară. Este și locul care găzduiește un număr mare, mare de oameni care vor în fiecare zi din ce în ce mai mult timp sau bani, sau poate pur și simplu liniște. Aici găsim tineri zbuciumați, visători, cu apucături pe care de multe ori le considerăm ciudate. Dar fiecare individ este liber să fie ce vrea să fie, să facă ce vrea. Metropola înțelege asta, îl ascunde de câte ori e nevoie, dar îl și scoate în lumină atunci când îi se cere. Aici, mai bine ca oriunde, nevoia de comunicare, de afirmare, de personalizare se face simțită. Când vorbim despre milioane de locuitori, individul nu vrea să se piardă pur și simplu în mulțime și recurge la diferite modalități de a scoate în evidență personalitatea, unicitatea sau, de ce nu, motocicleta. În timp ce comunicarea socială standard devine un subiect din ce în ce mai închis, comunicarea vizuală prinde cele mai diverse forme. Tatuaj, body painting, graffiti și în cele din urmă airbrush. Toate au aceleași rădăcini și anume nevoia de comunicare, să stârnească reacții, deci să atragă atenția. Airbrush-ul are ceva legat de tatuaje și de graffiti. Graffiti e puțin mai dur, să zicem, are mai multă pată de culoare. E mai liber, mult mai liber ca pictură față de airbrush, față și de tatuaje. Cu graffiti nu poți să faci desene de mici dimensiuni și să aibă foarte multe detalii. Cu aerograful poți să faci chestiile astea. Care este feelingul râvnit de toți cei care apelează la o astfel de tehnică de personalizare? Evident, sentimentul de stăpânire a unui obiect unic. Chiar dacă airbrush-ul este o tehnică modernă de pictură, puțin știu că primul instrument de aerografiere a fost patentat în 1876 de către frații Stanley. Tehnica evoluează continuu, dar principiile de bază rămân neschimbate. Sistemul care permite aerografierea are la bază elemente simple: un compresor ce generează aer sub presiune, un recipient în care se află vopseaua și diferitele tubulaturi ce permit aerului să pulverizeze vopseaua pe ceea ce artistul pictează. Având în vedere faptul că aerograful este în mare parte standardizat, calitatea operei depinde cel mai mult de talentul și imaginația celui care aerografiază. Eu ca artist văd exact ce nu este bine și ce este bine, ce s-ar potrivi și ce nu s-ar potrivi. Clientul, atunci când vine cu un model exact, vreau exact aceeași chestie, eu încerc să fac ce vrea el. Pe speed, ca să dea bine pe motocicletă și nu numai, și nu neapărat, și pe un street, trebuie făcut ceva deosebit. Trebuie umblat un picuț mai mult la aerografiere. Trebuie făcut ceva, o temă, pentru că ei având foarte puține carene, trebuie făcut ceva de mare efect. Toți care vin la mine să le fac o operă de artă, aș vrea pur și simplu să mă lase să le creez opera de artă, pur și simplu. Să nu-mi zică, acolo vreau așa, da, acolo culoarea aia, da, acolo în partea aia alta, da. Da, ok, eu fac chestia asta, deci eu o creez, eu mă ocup de așa ceva, e nebunia mea, le văd. Vino, îmi spui o mică idee ce ai vrea și eu ți-o creez, atât. E o creație, pur și simplu e o artă. N-ai cum să zici, știi, aia trebuia să vină acolo, pentru că așa trebuia să vină. Nu.
Nu există trebuia să vină acolo, trebuia să fie acolo. Niciodată nu trebuie să gândești că trebuia. De ce desenul ăia e puțin mai așa? Așa a vrut artistul. E ceva nou. E ceva nou. Dar în același timp și plăcut. Și tentant pentru oamenii cu bani. Chiar am cunoscut zilele trecute un client, are, să zic, spre 40 de ani, la cravată, în costum și cu o mașină care se vede că e business, mașina, să vină să spună, vreau Spider-Man. Și Spider-Man-ul original, nu. Plus că mi-a și zis, camera lui este toată cu Spider-Man. Da Vinci, dacă ar vedea ce creații facem cu un aerograf, poate că ar spune că noi facem un kitsch, facem o chestie mult prea realistă. Nu mai folosim uleiul și pânza, care este de o viață. Dar, pe partea cealaltă, cred că într-o cameră de-a lui așa s-ar băga și ar încerca și la aerografic, că este cu totul altceva și iese mult, mult mai frumos decât pensula, să zic. Acum depinde și de temă, de pictură. Dacă își alege o pictură cu multă pată de culoare, cât mai multă pensulă, da, atunci se pretează o pensulă, nu poți să bagi un aerograf. Dar dacă faci un peisaj cât mai realist, cât mai foto, atunci aerograful este perfect să-l pui în peisajul ăsta, în arta asta. Dacă aerografierea este într-adevăr artă sau pur și simplu o nouă modalitate de comunicare vizuală, nu se știe. Dar cert este că sunt foarte mulți care adoptă acest stil de personalizare. Head out on the highway, looking for adventure, and whatever comes our way, yeah, darling, go.